Roșașana Roșașana a fost de aproape 1700 de ani sărbătorit în mod tradițional de iahudimi evrei, ca ziua de anul nou în toamnă, de asemenea având loc în aceeași zi cu Iom Teruah, sărbătoarea trâmbițelor. Totuși, indiferent cât de mult a fost onorată această tradiție eronată, este timpul să restabilim Roșa Șana în ziua de anul nou adevărată și originală a lui Yahua în primăvară, așa cum a fost definită de Iahua lui Moșe și Aron cu 14 zile înainte de primul Pesach, așa cum este consemnat în Exodul 12. Căci acesta este începutul să stabilit al lunilor lunare, semnalat de începutul primei luni la lună plină după echinocțul de primăvară, marcând constelația Betula Fecioara, ca și constelație a începutului de an roș capul, și stabilește numărătoarea pe sahului a 14-a zi. Fără a localiza mai întâi această zi predominantă a anului sacru în mod corect, toate lunile pline care răsărânesc pentru începutul lunilor lunare, șabatul lunar, din ziua a șaptea și zilele de sărbătoare lunare desemnate ca doși, vor fi fără speranță desincronizate cu ritmul de închinare imperial al creatorului nostru Iahua. Roșa Shana a așezat în piatră. În șemot, exodul capitolul 12 de la 1 la 3, Iahua a fost cel care i-a proclamat lui Moșe, că sărbătoarea Pesahului trebuie numărată de la Roșa prima zi a primei lunare a anului, primăvara. Pesahul numărat 14 zile mai târziu leagă pentru totdeauna Roșa Șana, ziua anului nou de primăvara anului și nu de toamnă. Acest lucru a fost exprimat pentru prima dată de către tatăl Eternia Hua, cu 14 zile înainte de primul Pesah și de ieșirea din robia egipteană și la care se face aluzie în Leviticul 23 cu 5 și a declarat Iahua lui Moșe și lui Aaron pe când se aflau în țara Egiptului, porucindu-le luna nouă, aceasta este roș așana, începutul lunilor lunare. Este primul în ordine în funcție de lunile lunare pentru Revoluția de un an. Voi păstra și învăța acest lucru întregii adunări a lui Israel spunând, în a zecea zi a lunii lunare, faceți următoarele și să păstrați fiecărui om câte un miel pentru fiecare casă a tatălui, câte un miel pentru fiecare casă. În luna lunară, în cap, în capul lunilor lunare, în cea de 14-a zi a lunii lunare, da, este a lui Yahua, da? Și avem aici numerele din Strong și uh, în ebraică. Observă luna spicelor primăvara anului nou și sărbătoarea Pesahului lui Yahua, Eloahul tău, pentru că în luna spicelor Yahua, Eloahul tău te-a scos noaptea din Egipt. Nu numai că Tora identifică importanța lui Roșa și ca și cap de lună, și prima zi a primei luni lunare a anului, dar acest lucru este reflectat și în ca de așa, în Apocalipsa 12.1, ca marele semn în ceruri. Aici se vede că femeia se referă la constelația Fecioarei, iar răsarea la orizontul estic primăvară împreună cu luna plină strălucitoare. Primul test de fidelitate a lui Israel. Revenirea la adevăratul începună la lună plină după ce a trăit sub luna întunecată egipteană, toți acești ani robie, a fost primul test de ascultare a lui Israel. Dacă erau neascultători și ei și-ar fi pierdut primii născuți la miezul nopții de 14 a acelei prime luni lunare împreună cu egiptenii. Căci dacă ei nu l-ar fi ascultat pe Yahua, nici nu ar fi ascultat de Moșe și Aron și și-ar fi uh, reorientat măsurarea timpului către adevărata lună plină vizibilă ca și autentică început de lună care a apărut în acea noapte în est, ca prima pregătire pentru Pesah ar fi fost un număr mare de decese a primilor născuți de sex masculin în gozen în plus față de egipteni. Sacrificiul de anul nou, Profetul Ezechiel arhivează singura înregistrare pe care o avem despre sacrificiul de la Roș Hașana, ziua de anul nou. Așa vorbește Iahua. În prima lună, în prima zi a lunii, se iei un vițel fără și să curezi locașul sfânt. Mărimea sacrificiului ilustrează valoarea intrinsecă acordată a zile sfinte. Ziua de anul nou roșașana a fost rânduită ca zi sfântă, deoarece a stabilit numărul ca prima zi a timpurilor lunare stabilite de Eahua pentru întregul an. Aceasta ar include toate zilele de lunație, șabatul lunar din ziua șaptea și toate orele lunare anuale stabilite. Iată o listă a sacrificiilor pentru începuturilor lunilor și șabat pentru comparație. În ziua șabatului, 2000 de un an fără cusur și 20 de efă de făină fină cadar de cereale amestecate cu ulei cu jerfa de băutură. La începutul lunilor tale s-a aduce arde de tot lui Iahua, doi tauri tineri, un berbec și 7000 de un an fără cusur, 30 de efă de făină fină cadar de cereale amestecat cu ulei pentru fiecare taur. Ca rezultat al acestui aranjament unic centrat pe timp, care atașează caracterul sacral unor momente lunare specifice anuale și săptămânale, orice zi onorată în societatea modernă, nu are nicio valoare pentru Iahua, cu excepția cazului în care este lunație stabilită de el. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă că toate sărbătorile moderne de înlocuire stabilite prin decretul papal roman, cum ar fi ziua de anul nou în timpul iernii, Paștele și Crăciunul, nu au niciun grad de sacralitate. Nu numai că acestea nu sunt menționate pe nume în scriptură, dar se găsesc numai în funcție de timpul solar. Numai acela care este el însuși sfânt poate institui parametrii pentru ceea ce este sfânt. El a rânduit ca toate evenimentele sale, sfinte sacre și puse deoparte, nu numai să fie marcate de timpul lunar, ci să spună povestea de remediere a mântuirii, așa cum a fost realizată numai de Mesia. Turnul anului este consenat în scriptură. Sara Davor, profesor de ebraică la Universitatea din Ierusalim, a spus Este clar că iahudimii evrei au schimbat ziua sărbătorii Roșașana de la locul inițial în primăvară la toamnă. Începutul anului Tecuva un fabre relevat de exodul 12 de la 1 la 7, care identifică că Roșa Șana a fost rânduit inițial de Yahoo să fie sărbătorit în primăvară cu 14 zile înainte de Pesach, ca primul din cele două evenimente anuale de întoarcere a anului, Chiar și în calitate de iahudim, de evreică, ea a fost capabilă să recunoască discrepanța și să o definească ca atare. Cu toate acestea, majoritatea evreilor, farisei rabinici, ca națiune continuă în tradițiile lor, urmând schimbările de calendar și de sărbătoare făcute cu mult timp în urmă de strămoșilor corupți. Următorul studiu scurt al cuvintelor ebraice despre Shemot 12 de la 1 la 3 ilustrează faptul că Roșa se referă la prima lună lunară de 12 sau 13 în roata stelelor, dar este de asemenea identificat ca prima lună a Creatorului. Cred că acesta este modul scripturii de a defini că prima lună plină de primăvară după echinoxul de primăvară este roșașana. Acest lucru se va întâmpla în mod constant și în constelația Betula, în constelația Fecioarei. Scriptura se referă la întoarcerea anului ca un eveniment de două ori pe an. Scriptura susține existența echinoxului de primăvară, referindu-se la acesta sau combinarea acesteia cu prima lună plină ca tecufă, ca sfârșitul anului. Întoarcerea anului este folosită în 2 Cronici 24 cu 23 pentru a evidenția primăvara când regii au plecat de la război și de către constelația Betula. Dar Shemot, exodul 34 cu 22, identifică de asemenea încheierea anului în toamnă când avea loc sărbătoarea secerișului de toamnă. Împreună, acestea identifică fenomenul solar care are loc de două ori în fiecare an. Cu toate acestea, tocmai acest verset din Shema, Texodul 12 de la 1 2, identifică primăvara ca fiind adevăratul și originalul rânduit Roșașana, chiar dacă iahutimii evrei moderni au schimbat începutul anului lor Roșașana în toamnă. La sfârșitul zilei este imposibil să pretindem o orchestrare în trei părți a Soarelui, Lunii și Stelelor pentru începutul anului fără a recunoaște semnificația intrinsecă acordată echinoxului de primăvară al Soarelui identificat în scriptură ca începerea anului. Funcționează în tandem cu constelația guvernantă Betula. Este acest sistem de viteze din trei părți care nu doarme niciodată la locul de muncă, dar este constant la lucru declarând dragostea neclintită a Maestrului Ceasornicar. Căci Șamaim, cerurile, declară măreția și splendoarea lui Ahua. Testul de ascultare. Să nu crezi că toți primii născuți din ambele tabere din Israel și Egipt ar fi murit în acea jumătate a lunii faza lunară de conjuncție dacă nu ar fi fost ascultători. Prima cerință a fost reorientarea către luna prin autentică ca început de lună. Apoi, trebuiau să numere 14 zile până la Pesac pentru a jertfi mielul. Restaurarea începutului lunii a fost prima prioritate a lui Moșea, Aron și a tuturor celor care au fost considerați credincioși. Doar luna plină este faza lunară vizibilă atât în emisfera nordică cât și în emisfera sudică. Doar luna plină guvernează toată noaptea împreună cu stelele și nu doar 30 de minute până la o oră și jumătate din noapte, doar luna plină intră pe poarta de ies și continuă de-a lungul continuului de timp, îți vezi doar pentru o noapte. <coughs> Acest lucru preasează pe sahul cu 14 zile mai târziu decât este predat popular și pentru totdeauna în faza lunară de conjuncție întunecată, singura zi dintr-o lună de 29 de zile în care este posibil ca soarele să fie întunecat de la al 6-lea până la al 9-lea ceas. Că și făcând acest lucru, promisiunea de Pesach, centrată pe timp a mielului, înjunghiat pentru toți cei care cred și ascultă, a fost cimentată pentru totdeauna ca un cui într-un loc sigur. A marcat repetiția și profeția anuală a timpului stabilit cu precizie în care adevăratul miel de Pesach, Iahușua Mesia, își va da viața pentru păcătoși aproximativ 1500 de ani mai târziu. Deși poate nu ați auzit niciodată despre această reorientare a calendarului, așa cum a fost afișată cu două săptămâni înainte de primul Pesach, acesta a fost punctul esențial pe care s-a bazat obținerea zilei corecte. A fost actul lui Israel din ascultare față de Iahua în această privință de a-și alinia și reorienta calendarul către el în opoziție cu cel al egiptenilor care era coloana care a determinat cine a trăit și cine a murit. Toate celelalte detalii s-au bazat pe cercetarea corectarea calendarului, măsurarea corectă a timpului a fost testul lor suprem, așa cum va fi pentru toți cei care caută un cămin etern. Această poveste prefigurează ceea ce se întâmplă pentru fiecare bărbat și femeie care a trăit vreodată. Putem merge pe calea noastră și putem muri de moarte veșnică pentru noi înșine ca o consecință a păcatului. Sau putem prin credință să credem că a murit în locul nostru mielul promis de Iahușua Mesia cel uns. Acestea sunt singurele două opțiuni pe care le avem. În mod surprinzător, aceste două opțiuni sunt fiecare fixate veșnic pe modelele de calendare opuse unele cu luni noi eronate cu numărătoarea corespunzătoare pentru 14 a 14-a zi care ratează semnul, iar altele fără luni noi deloc. Și fără supunerea noastră conștientă față de standardul stabilit, nu putem deveni cu ușurință decât praf în vânt. Istoria dezvăluie că Egiptul a folosit faza lunară a conjuncției întunecate ca început de lună. Așadar, când Iahua i-a chemat să-i încredințeze pe Moșe și Aron să se uită în sus și să-l vadă pe acesta și să se reorienteze către acest eveniment principal vizibil de început de lună sau lunație de roșa șana în primăvară, ei au știut exact ce înseamnă asta. Tu? însemna că au trebuit să-și ajusteze paradigmele și să-și reorienteze calendarul pentru a se alinia cu cel al lui Ihua. Modelul de timp al lui Yahoo. Așa se face că luna plină, ca început de lună sau începutul lunilor lunare, devine punctul de referință pentru numărarea tuturor zilelor de sărbătoare sacre și puse deoparte. Fiecare, la rândul său, este legat într-o oarecare măsură de roșa șana, prima zi a primei luni lunare a anului, primăvara și nu toamna. Acest lucru este identificat prin armonia în trei părți a soarelui care domnește singur ziua și a lunii împreună cu stelele noaptea. Cine știa că descrierea poziției lunii care guvernează cerul nopții cu stelele identifica faza lunară a începutului lunii? Atât de puțin înțeleg că poziția lunii în raport cu soarele și stelele identifică care fază lunară este lumina mai mică dominantă. Unite, ele măsoară an, luni, săptămâni și plasează fiecare zi de sărbătoare în luna lunară și delimitează fiecare dată calendaristică. În acest moment, s-ar putea să puneți la îndoială realitatea lunii pline ca adevărată fază de început a lunii, nu pentru că nu este predată din scriptură, ci pentru că nu se aliniază cu tradiția voastră onorată de timp. Luna are zile cu lună nouă, prima zi a lunii. În scriptură, de fiecare dată, când cuvântul lună, codeș 2320, este declarat de 296 de ori, înseamnă literalmente unul dintre cele trei lucruri. Una, lunul lunară, doi, prima zi a lunii lunare și 3 sau ziua de lună nouă. Acestea nu este o viziune izolată, doar este susținută de concordanța lui Strong, lexiconul ebraic Brown Driver Briggs, cartea de cuvinte teologică a Vechiului Testament și multe alte dicționare ebraice. Doar pentru că adevărul nu este predat sau afișat corect în Bibliile noastre moderne și că calendarul nostru modern s-a bazat în întregime pe soare din anul 325 după Iașua și a fost presat asupra iahudimilor evrei în anul 358, am presupus că anii, lunile și săptămânile scripturii erau sincronizate cu calendarul nostru roman modern și cu săptămânile sale cu un ciclu fără sfârșit. Dar, să pân chiar la suprafață, în scriptură, descoperim un conflict uriaș cu calendarul roman. Într-adevăr, întregul calendar al scripturii se bazează pe luni soli, luni solare, stelare, care încep cu faza lunii pline, care marchează o constelație specifică în fiecare lună lunară de noapte, care la rândul său anunță că noul început al lunii va începe în dimineața următoare la răsăritul soarelui. Deși mulți au încercat să înlătre semnificația zilei începutului lunii din termenul codeș, pur și simplu nu se poate face. Realizarea unei deconectări permanente nu poate fi mai posibilă decât tăierea capătului unei frânghii pentru a îndepărta capătul frânghiei. La fel ca o lună, o frânghie va avea întotdeauna două capete, începutul și sfârșitul, primul și ultimul, alef și tav. Oricum, calendarul al cui este? Modelul calendarului ceresc al Creatorului și-a avut originele în trecutul eternității.